comutator de brigadă, precum și ale Centrului Militar Zonal Iași, împreună cu cele ale centrelor militare județene, structuri specializate care asigură interfața între Ministerului Apărării Naționale și societatea civilă. De asemenea, vă prezintă onorul și steagul de identificare ale Spitalului Clinic Militar de Urgență din Iași. Batalionul a fost înființat la 15 septembrie 1994 și este continuatorul glorioaselor tradiții de luptă ale Batalionului 1 Infanterie. Următorul detaliu este condus de către comandantul Batalionului 198 sprijin logistic, locotenent colonel Schipper Florin, cu apelul de luptă, domnul locotenent colonel a participat la 3 misiuni internaționale. Locul de defilare al structurilor Ministerului Afacerilor Externe este condus de către colonelul Cosmin Cesaru, comandantul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, ofițer cu o vastă experiență. Ofițerul și garda drapelului de luptă al Jandarmeriei Iași, care trece acum prin fața dumneavoastră, poartă uniforma specifică Jandarmeriei Române din epoca dotitorului Alexandru Ioan Cuză. Vă amintim că Jandarmeria s-a născut la Iași. Yeah.
operațiunilor practice și a deplasărilor administrative ale elementelor forte, precum și pregătirea deplasării populației pe căile de comunicație. Printre misiunile structurii se numără supravegherea, urmarea și controlul circulației autovehiculelor și coloanelor militare în perimetrele și zonele ordonate, urmărând respectarea de către conducătorii auto a legislației rutiere, regulamentelor, instrucțiunilor, dispozițiilor tehnice și ordinelor în vigoare privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, polițiștii militari participă la controlul și îndrumarea traficului și însoțirea coloanelor militare care transportă delegații români și străine pe timpul aplicațiilor, exercițiilor de mobilizare, activităților de protocol și altor activități specifice. Este o mare transportare a unii blindate folosite ca mijloace de luptă și transport ale grupei de infanterie din unitățile localizate, mașina de luptă. Este o mare auto specială de cercetare a fluxurilor
modificarea raionelor zonelor terestre, fluviale sau maritime, potențial contaminate, radiologic, biologic, chimic și de telemare. Trece și auto specială pirotehnică, mijloc ce acționează pentru cercetarea terenului, identificarea, distrugerea pe locul de descoperire a muniției. Auto specială de descarcerare este destinată pentru intervenții în situații de urgență, la accidente rutiere, feroviare și aviatice, calamități naturale și accidente industriale. Ambulanța de terapie intensivă mobilă pentru nouă scopuri este destinată intervenției medicale de urgență, asistență medicală de urgență și terapie intensivă a nouă scopuri aflat în stare critică, în condiții de prespital monitorizat și transport. Ambulanța de prim ajutor medical este destinată intervenției medicale de urgență, acordarea primului ajutor, monitorizare, este dotată cu materiale și echipamente necesare acordării primului ajutor calificat. Centru mobil de pregătire a paramedicilor este constituit de structura unui autobuz electric cu bonetă și are echipamente necesare pentru instruirea și evaluarea constantă a paramedicilor care intervin în cele mai dificile situații de urgență. În continuare, defilează prin fața dumneavoastră tehnica inspectoratului de poliție județean Iași. Asigurarea intervenției la locul producerii accidentelor rutiere. Al doilea mijloc este reprezentarea autospecială a marca Dacia Logan și se află în dotarea structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române. Este folosită și de polițiști în activitățile zilnice de menținere a ordinii publice pentru misiuni de patrulare și intervențiile la evenimentele sesizate. Autospecială este prevăzută cu un separator mecanic dintre scaunele din față și cele din spate, astfel că persoanele transportate pe bancheta din spate supravegherea persoanelor transportate se face cu ajutorul unui sistem de monitorizare pe bordul mașinii. Vedem și auto specială Ford Ranger destinată la intervenții cu poliția în cadrul biroului pentru protecția animalelor. Există indicii cu privire la încălcarea normelor în materie de protecție și bunăstare a animalelor. Mașina este dotată cu dispozitive de contenție și de ajutor utilizate în funcție de necesități. De asemenea, vedem și auto specială a serviciului pentru acțiuni speciale marca Mercedes. Urmează un cadru de prioritate 2 destinată pentru transportul efectivelor pe locul de serviciu. Al doilea mijloc este auto specială de patrulare marca Volkswagen Passat, utilizată în misiuni specifice pe comunicațiile din zona de competență. Este urmat de auto specială de patrulare 4x4 marca Ford Ranger Raptor, destinată efectorului de misiuni specifice cu pondere mai mare la frontiera verde și care prezintă o capacitate mai mare de trecere în teren avariat. Trece prin fața noastră și auto specială de patrulare Dacia Duster plus remorca transportului de serviciu, destinată efectorului de misiuni specifice cu pondere mare la frontiera verde, dar și în punctele de trecere a frontierelor. Aceasta este utilizată pentru transportul plinilor de serviciu, atât pe timp de noapte, cât și pe timp de zi. Urmează un dispozitiv de defilare al Serviciului Român de Informații. Prima este autospecială a structurii de intervenție antiteroristă, care are rol în a posta imediat de a evacua precum și de a izola zona în situația producerii unei eventuale crize teroriste în zona de responsabilitate. Al doilea vehicul este autospecială de intervenție CBRN, unde intervine în cazul unor amenințări cu dispozitive explozive improvizate CBRN. Prin brigada antiteroristă, Serviciul Român de Informații le pune rolul de clasificate naționale, NATO și UE, precum și cele oficiale neclasificate. Defilează în continuare autospecială penitenciarului Iași, marca Iveco Daily, care este destinată misiunilor pe care le desfășoară structurile de intervenție pentru soluționarea situațiilor critice din penitenciarele din responsabilitatea Nord-Est. Urmă selecționarea a 4 autospeciale aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Iași.
pacientului critic, fiind donată și echipa de materiale și medicamente de terapie intensivă. O ambulanță de tip B destinată intervenției de urgență și transportului medical asistat al pacientului. Dotarea ambulanței tip B este formată din echipamente, materiale sanitare și medicamente necesare resuscitării și acordării asistenței medicale de urgență. O ambulanță tip A care asigură în condiții de siguranță și confort transportul pacienților ce nu necesită, asistență medicală de urgență, dar și transportul de urgență al produselor biologice, domiciliul pacientului. Detașamentul Călare din cadrul Direcției Generale de Veterinar al Municipiului București. În momentele următoare, vă prezintă onorul o formațiune de cavalerie din cadrul Detașamentului de Cavalerie al Direcției Generale de Jandarmi al Municipiului București. Aceasta face parte dintr-o structură specială, unică la nivelul jandarmeriei române, continuatoarea unei îndelungate tradiții a regimentului de escortare regală. În primul rând, informație, puteți admira eleganța colegii noastre Laura și a partenerei sale de lecțiuni, Rita, adevărata emblema cavaleriei jandarmeriei. Rita, în vârstă de 20 de ani, a fost alături de Laura și camarazi jandarmi la sute de misiuni grele cu risc ridicat de plumb. Drapelul de luptă al acestei unități a fost decorat în mai multe rânduri pentru modul în care și-au îndeplinit misiunile militarii ei, cu ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, și emblemele de onoare ale statului major al forțelor terestre, statului major general și cea armate României. Batalionul 151 a fost înființat la 15 septembrie 1924 și este continuatorul glorioasei tradiții de luptă ale batalionului 1 Infanterie din cadrul regimentului 15 Infanterie de Voieni, tradiții cu o durată de peste 135 de ani. Aproape toți militarii batalionului și-au desăvârșit pregătirea Batalionul 151 Infanterie de Voieni face parte din brigada 15 mecanizată Podul Înalt. Șeful muzicii și dirijor, capitanul Gil Negrei. Doamnelor și domnilor, defilarea efectivelor și a tehnicii militare desfășurată cu prilejul Zilei Naționale a României a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare și vă invităm să fiți din nou alături de noi la retragerea cu torțe, ce va avea loc astăzi, începând cu ora 18.30, pe itinerarul Muzeul Unirii Piața, Unirii Bulevardul Ștefan cel Mare, piața Palatului Palatul Culturii. La mulți ani, stimați eșeni, la mulți ani, România!